Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Merită întotdeauna să aderi la strategia am făcută treaba, merg cu îndrăzneală. La începutul lunii, te așteaptă muncă serioasă, care va fi înlocuită în curând cu odihnă. Comunicarea cu ceilalți îți va aduce beneficii nu numai materiale, ci și morale. În octombrie vei avea o scurtă călătorie. Luna nouă în Scorpion din 25 octombrie actualizează subiectul parteneriatului. Caurul ar trebui să reconsidere în mod obiectiv conexiunile existente și noi unu. În general, a doua lună de toamnă este potrivită pentru o analiză amănânțită a circumstanțelor predominante și pentru a identifica cele mai slabe puncte. În octombrie, Taurul nu ar trebui să calce pe pedala de accelerație, este mai bine să avanseze progresiv și cu grijă, ajungând pe alții din urmă și creând o rezervă pentru victoriile viitoare. În plus, acum sănătatea poate înșoa, așa că unii tauri vor trebui să asculte acest subiect extrem de important. Dragoste! Pentru reprezentanții singurei semnului, Bunăstarea materială va deveni principalul lucru la începutul lunii octombrie. Va înlocui grija pentru cineva și treburile de zi cu zi. La începutul lunii va fi timp să te distrezi și să te îndepărtezi de problemele cotidiene. Interesele senzuale te vor domina. Începând cu a doua decadă, te vei grăbi să iubești întâlnirile care ți retrezesc vechile sentimente. Taurul căsătorit ar trebui să fie mai atent cu astfel de aventuri, riști să faci o greșeală gravă care va afecta viitorul. Sfârșitul lunii va pune totul la locul lui. Vei deveni mai echilibrată și vei experimenta pe deplin bucurie și armonia. Ține-te strâns de sufletul tău pereche, evită furia și renunță la toate reproșurile și certurile cu cei dragi. Idila vieții de familie va depinde doar de starea ta spirit și de comportamentul tău. Sănătatea Din 1 până pe 10 octombrie Aurul va emana o energie incredibilă. Dacă o cheltui fără gânduri, te vei confrunta inevitabil cu o exacerbare a afecțiunilor cronice. Trebuie să începi să-ți planifici programul. Dormi suficient și odihnește-te la timp. În weekend, pleacă din oraș sau stai cu rudele apropiate. A doua decada a lunii octombrie va fi mai puțin calmă. Bolile cronice ale sistemului genitourinar își pot aminti de tine. Bea multă lichide și eviți alcoolul. Dacă simți disconfort în partea inferioară a spatelui, făți un cadou și programează-te la medic, astfel vei exclude posibilele boli. Încearcă să nu acumulezi și alte emoții negative în tine, altfel afecțiunile psihosomatice își vor aminti de tine. Încearcă să împărtășești sentimentele neplăcute cu cei dragi sau discutele cu un specialist un moment bun pentru a le rezolva va veni în ultimele zile ale lunii octombrie. Banii, deja la începutul lunii, Taurul va obține un sprijin puternic. Căutarea excelenței în muncă va avea ca rezultat un program de lucru încărcat. Pot apărea forțe majore, fi pregătite pentru proiecte urgente, pregătirea documentelor în pripă și întâlniri responsabile. Ofertele încheiate între 13 și 15 octombrie vor avea succes. În aceeași perioadă, ferește-te de cheltuielile mari, riști să faci o plată neplăcută încheiată cu o dezamăgire. În cea de-a treia decada a lunii va exista ocazie de a stabili relații bune cu echipa. Profită de acest moment pentru a-ți înrola prietenii adevărați și oamenii care te vor ajuta. Taurul care are propria lui afacere ar trebui să acorde atenție la turii sociale a lucrurilor și să comunice mai mult cu clienții. Toți cei implicați în turism sau comerț trebuie să inoveze. Concurenții din jurul tău sunt în alertă și te pot ocoli cu ușurință dacă nu faci ceva. În ultimele zile ale lunii, taurul poate fi puțin dezamăgit și își poate pierde interesul pentru succesele obținute. Încearcă să supraviețuiești cu calma acestei perioade și nu inventa probleme din senin. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?